Vrem în aceste clipe să vă facem cunoștință cu prima noastră invitată. E originară din nordul Moldovei, ca și mine de altfel. Se visa o diplomată, chiar a făcut și relații internaționale, dar pasiunea pentru muzică și talentul cu care a fost înzestrată și-au pus amprenta în cariera Marcelei Vuicu, pe care o invităm chiar în aceste clipe alături de noi să o cunoaștem. Salutare, Marcela! Bine ai venit! Salutare și bine v-am găsit! Ia loc pe canapea, sper să te simți bine aici la noi. Ți-ai pus primăvara în cap. Da. Te-ai pregătit pentru emisiunea noastră. Ne bucurăm foarte mult. Ne-ai scris pe paginile noastre de Facebook și de Instagram, acolo unde puteți și voi, cei de acasă, dacă credeți că meritați să ajungeți aici pe canapeaua Vorbelor Bune sau dacă știți pe cineva care este talentat sau care face lucruri extraordinare, lăsați-ne un mesaj și noi vom încerca să vă facem cunoscuți țării și lumii întregi, că suntem urmăriți de peste tot. Marcela, erai cu totul alt domeniu direcționată. De ce totuși ai rămas la muzică? Deci, da, am finisat facultatea de relații internaționale, dar în paralel mă ocupam și cu muzica. De fapt, dragostea pentru muzică a apărut mai devreme, eram încă la liceu, încă la școală și anume această sămânță de talent a observat-o profesorii de acolo și evident că participam la diferite evenimente din școală și treptat am început să particip la concursuri și festivaluri și uitați-vă că încet, încet, datorită faptului că am depus destul de multă muncă și faptului că Domnul mi-a dat în cale oameni care au știut să mă ghideze pe această cale, am ajuns astăzi aici unde sunt și mă bucur pentru acest lucru. Nu mă opresc aici, lucrez acum la câteva piese noi, colaborez de ceva timp cu Orchestra Buseoc Moldovenesc și sperăm să fie cu Doamne ajută. Așa, ai avut și un alt mentor pe parcursul micii tale cariere, cu Maria Iliuț. Ai avut ocazia Când eram la facultatea de bază, la relații internaționale, în paralel făceam și facultatea de arte frumoase din cadrul Universității de Stat și am făcut parte 3 ani de zile din cadrul Crenguței de Iederă. Acolo, într-adevăr, am învățat foarte multe lucruri ce ține de ținută scenică, de actoria asta în scenă, pentru că doamna Maria se pricepe foarte bine la acest capitol și îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Mi-a dat unele sfaturi care îmi sunt foarte de folos. De fiecare dată când ies pe scenă mi-aduc aminte de ea, cum spunea că trebuie să fim foarte mândre, da, îndrăznețe, înțăpate, cum spunea doamna Maria. Și îmi este foarte de folos faptul că am frecventat acest ansamblu timp de 3 ani de zile. Și acum investești timp, dar și bani, pentru un repertoriu propriu. Cât este de important pentru un tânăr artist să aibă propriile melodii? Pentru că noi cunoaștem, e ușor să cânți melodiile artiștilor consacrați pe la evenimente sau pe la concursuri, dar totuși... Da, este foarte important, pentru că până la urmă repertoriul ne reprezintă pe fiecare în parte. Eu mai am un mentor, doamna Silvia Zagoreanu, care mi-a fost alături și m-a ghidat la concursurile internaționale care au avut loc în România. Mai multe au fost și la Cernăuți, de fapt, am avut câteva. Și datorită doamnei Silvia Zagoreanu și domnului Mihai Mihalachioae, care se pricep foarte bine la ce ține de repertoriul autentic din Republica Moldova, m-au ghidat pe această cale și mi-au spus care sunt pașii corecți, să spun așa, și anume barierele de care să mă ghidez pe această cale și să nu ies din limitele astea, pentru că la noi se cântă, da, evident că este un, să spun, amalgam din toate zonele. Suntem influențați de zonele din România și nu prea ținem cont de zona de autentică. Zona noastră. Da. Și tu vrei anume exact zona Moldovei să o cânti. Da, vreau să o cânt și totodată să diferențiez aceste zone, pentru că este foarte important. Chiar și ține de costum, chiar și ce ține de interpretare, de dialectul ăsta, pentru că foarte mult contează și anume asta ne diferențiază și ne specifică pe noi ca moldoveni, ca basarabeni. Iar mergând la concursurile internaționale, în România mai ales, se vede acest lucru cu ochiul liber. Chiar anume concurenții care participau acolo erau din diferite zone. Și evident că făceam diferențierea de costum, de dialect, de ritmul în care cântă. Dar opinciile sunt la fel, că te văd în opincuță. Nu în toate zonele sunt la fel. Sunt mai cu ascuțișul ăsta mai înalt, nu știu cum, sunt diferite. În fiecare zonă sunt diferite. La noi sunt așa mai simple, pentru că și costumul, de fapt,
Da, noi încercăm să-l mai modificăm, să mai facem mai frumos, să fie mai colorat, da, mai colorat. Dar specific este mai modest la noi, zona noastră. Așa, modest ești tu și îți mulțumim foarte mult pentru această prezență caldă. Ai și o melodie care o să ne zgudui un pic inima. Da, deci această melodie este prima mea melodie interpretată și înregistrată la Casa Radio. Cu ea am început, să spun, cariera mea, pentru că anume cu această doină am mers la multe concursuri care mi-a purtat noroc, eu prefer așa să-i spun. Cu ea am luat și premiul mare la Festivalul Doinei, care a avut loc la noi la Casa Radio. Acest concurs, de fiecare dată spun, că mi-a dat așa un imbold și un avânt, pentru că am muncit mult ca să ajung la premiul mare, pentru că am mers vreo 2 ani și nu ajungeam în ultima etapă și mi-am luat eu inima în dinți și am spus că trebuie să neapărat să iau premiul, măcar un premiu oarecare, adică să te convingi. Să mă conving că adică trebuie să fac chestia asta. Și anume când am luat premiul mare, mi-a dat curaj așa să merg mai departe și să nu mă opresc. Acum ești mai departe, ești deja la noi și cânti în aceste momente celor de acasă. Da, te invităm. O doină, grea e viața omului. Marcela, aici este locul tău, acolo sunt camerele și inimile oamenilor care te vor primi. E adevărat, e grea, dar totodată atât de frumoasă viața noastră. The voi verdea bobului, voi verdea bobului, of grea castol de rândunele, nu știu ce să fac cu ele, și vin ca roiul de albine și mă năcăjesc pe mine, și mă năcăjesc pe mine. Într-un pahar, dar
și ud cu lacrămioare, cât dor de dor-i mare, cât dorul de dor.